Ce putem învăța din ultimele discuții din ultimele zile referitoare la situația din Grecia? La ce să ne așteptăm mai exact în perioada imediat următoare? Bună întrebare. Credeți că am așa un glob de cristal să vă spun. Deci ideea e următoarea. Noaptea de duminică spre luni, șefii de state și de guverne din zona euro au decis următorul lucru. Au decis că sunt dispuși să mai dea o șansă Greciei, ca în viitor să mai ajute Grecia din nou a treia oară cu fonduri europene, în plus față de cele 240 de miliarde pe care Grecia le-a primit deja de-a lungul ultimilor 5 ani, dacă Grecia îndeplinește o serie de condiții. Condiții pe care Grecia îndeplinește o serie de condiții, și anume dacă implementează o serie de reforme, fiindcă în ultimele 5-6 luni de zile am pierdut cu toții încrederea în acest prim-ministru al Greciei, în Alexis Tsipras, care promisese în februarie că va veni cu un pachet concret de reforme, nu a venit. Promisese în februarie că nu va anula măsuri de reformă luate de guvernul anterior fără consultarea partenerilor europeni și a făcut-o totuși. Acest prim-ministru cu care noi negociam la Bruxelles acum 2 săptămâni un acord și a retras negociatorii din negocieri pentru a anunța intempestiv un referendum care avea ca obiect o întrebare care de altfel nu mai era de actualitate la acel moment. Repet, este un prim-ministru în care Europa și-a pierdut încrederea și de aceea spunem, suntem dispuși să te ajutăm, dar trebuie înainte, în avans, să implementezi o serie de reforme, să iei decizii deci nu doar să le anunți public, să ți-l asumi ca prim-ministru, ci să le implementezi, să le transpui în lege în Parlamentul tău național. Deci acum suntem în următoarea situație. Tsipras are o listă de lucruri de făcut, un pachet de reforme. Dacă el le va implementa în următoarele zile, suntem dispuși să începem negocierile pentru un al treilea pachet. Cred că acum va implementa o serie din aceste reforme, dar realitatea este următoarea. Grecia nu este doar Tsipras. El este primul ministru ales, susținut de către un partid comunist marxist. Deci chiar dacă primul ministru din responsabilitate la un moment dat, fiindcă vede că nu mai are bani pentru plata salariilor și impozitelor, va înțelege că trebuie să facă ceea ce este bun pentru țară, nu cred că îi va fi ușor să-și convingă comuniștii. Dar vestea bună este că partidele pro-europene, Partidul de Centru-Dreapta și Partidul de Centru-Stânga, vor sprijini aceste măsuri. Deci cred că acum va trece săptămâna aceasta un pachet ambițios de reforme prin Parlament, cred că o va face, nu va avea o majoritate proprie, va fi susținut de celelalte forțe pro-europene. De aceea, deși lumea spune Tsipras e puternic, a câștigat alegeri și a câștigat referendum. A câștigat referendum inducând populația în eroare, după cum v-am spus, cu o întrebare care nu mai era de actualitate. Întrebarea este, are el suficientă susținere în Grecia pentru a impune toate reformele semnificative de care Grecia are nevoie în următorii ani? Și cred că nu va avea. Deci cred că acum, cu sprijinul partidelor pro-europene, își va trece pachetul de reforme, însă nu văd în el un partener de încredere și un partener care să poți avea o relație stabilă pe termen lung. Un lucru important este necesarul imediat de bani al Greciei, fiindcă situația a fost următoarea. A existat un acord între Grecia și parteneri internaționali până la sfârșitul lunii iunie. În baza acelui acord, noi puteam să mai eliberăm o ultimă tranșă de 7 miliarde de euro Greciei, am fi fost dispuși să o facem dacă Grecia și-ar fi respectat angajamentele, ar fi îndeplinit condițiile. Nu a făcut-o, am tot negociat și cu câteva zile înainte, după cum știți, el a retras negociatorii. Concluzia a fost, a pierdut acea tranșă de 7 miliarde de euro, nu și-a plătit datoria față de femei înainte de 30 iunie și dacă ai arierate față de femei o datorie neplătită la timp, femeiul nu mai are voie, conform regulilor femeiului, să te ajute, să te împrumute în momentul de față. De aceea trebuie să căutați bani altundeva și de aceea doar Europa îl mai poate ajuta. Ideea este următoarea. Săptămâna viitoare, luni 20 iulie, există un termen limită până la care el trebuie să plătească datorii de 3,5 miliarde de euro față de Banca Centrală Europeană. Dacă nu le plătește, Banca Centrală Europeană este obligată să declare Grecia în faliment și nu mai poate susține cu lichiditate băncile grecești. Practic nu mai poate accepta titlurile de stat grecești drept garanție din partea băncilor grecești pentru a ăștia băncile cu lichiditate. Deci ideea este următoarea. Vrem să-l ajutăm, dar înainte de asta trebuie să dovedească că adoptă reforme necesare Greciei. Pentru toate astea e nevoie de mult timp, de câteva săptămâni în principiu până în luna august.
doar că ideea este că el are nevoie de ajutor repede acum pentru a putea plăti și Banca Centrală Europeană săptămâna viitoare. Deci tema următoarelor zile până săptămâna viitoare va fi următoarea. Își va trece pachetul de reforme. Dacă îl va trece, întrebarea este, voi fi europenii oficial, voi considera europenii că a făcut suficient pentru a începe formal negocierile privind un nou pachet de ajutorare, din nou mulți bani europeni pentru ajutorarea Greciei, și dacă se va reuși să se găsească o finanțare de urgență pe termen scurt acum în zilele următoare pentru ca Grecia să poată plăti această tranșă luni pe 20 iulie pe care o datorează Băncii Centrale Europene. Neplata ar complica foarte mult situația.